În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, probabil majoritatea dintre noi am putea identifica un context anume, adică mă gândesc la un timp și la un spațiu specific în care am avut parte de o experiență deosebită în care cineva ne-a privit într-un mod anume. Și atât de intens trebuie să fi fost acel moment încât a avut efecte, îndrăznesc să spun, definitive și, dacă nu definitive, măcar definitorii pentru tot ceea ce a însemnat itinerariul nostru de mai târziu. Și pe această linie, în prima parte a meditației duminicii de astăzi, voi încerca să argumentez cât este de importantă privirea. Încercând să exemplific cu două sau trei situații. De pildă, când ești în fața unui examen oral sau în timpurile noastre, când ești în fața unui interviu pentru un serviciu, pentru un job, e important ce spune cel care te examinează, dar cred că e și mai importantă privirea lui. Și ești foarte atent la detalii. Dacă te confirmă, dacă te infirmă sau dacă poți să deslușești ceva din privirea lui, dacă ceea ce se întâmplă la timpul prezent îți este favorabil sau nu. O altă situație. Ne aflăm în fața unui medic. Și ne spune una sau alta privind boala de care suferim. Îi ascultăm cuvântul, dar mai ales suntem foarte atenți la privirea pe care o are, pentru că privirea poate să confirme ceea ce el spune sau poate să infirme. Și atunci, mai cu adevărat ne încredem în privirea lui decât în cuvintele pe care le rostește. Sau să luăm un alt exemplu mai aproape de noi. Ne înfățișăm unui preot cu o problemă anume. Și el încearcă să ne sfătuiască într-o formă sau alta, indicând o posibilă cale. Însă nu de puține ori, aproape că nici măcar nu suntem interesați de ceea ce ne spune, și nu zic în sens negativ, ci suntem mai degrabă interesați și atenți la privirea pe care El ne-o îndreaptă, o îndreaptă înspre noi. Și nu de puține ori, privirea aceea devine o aducere a minte a noastră pe parcursul vieții și ne însoțește în ceea ce avem de făcut. Nu ne aducem aminte cine a spus preotul, dar nu o să uităm niciodată privirea pe care ne-a îndreptat-o înspre noi. Și fac această subliniere. O privire intensă, străfulgerătoare, fie în sens negativ, dar mai ales în sens pozitiv, poate să creeze în noi efecte definitive și să ne transforme viața. Și cu atât mai mult se vede lucrul acesta într-un anumit context pe care îl voi descrie în termeni generali. Când treci printr-o situație dificilă, în sensul în care ai greșit mult în această viață, cauți cu siguranță pe cineva care să fie în stare să te primească așa cum ești. Să poți să-ți deschizi inima,
Să nu trebuiască să cosmetizezi, pentru că ai nevoie de un exercițiu de libertate, exercițiu de libertate pe care îl presupune să strigi cu toată ființa ta că am greșit și îmi pare rău. Dar în același timp să nu-ți fie frică că spunând ceea ce tu ai făcut, cineva te va așeza la zid, te va adăuga pe lista proscrișilor și te va imargina din viața socială obișnuită, te va răstigni. Și probabil că viața noastră este greu să se schimbe, tocmai pentru că sunt foarte puțini oameni de genul acesta care să te primească și să te îmbrățișeze în tot ceea ce ești tu. Și de acolo încolo să înceapă totul. Să înceapă schimbarea pe care tu însuți o dorești. Nu ai nevoie de cineva care să te pună la computer tomograf în sensul acesta și să te vedească în răutatea ta, că tu însuți ești cel care ai vrea să te scapi de ea, mărturisind-o. Și atât de important să facem lucrul acesta. Acum, de ce toată această introducere? Pentru că socotesc că fragmentul evanghelic pe care tocmai l-am ascultat pornește de la o asemenea privire. De altfel, multe istorii personale de mântuire din Evanghelie, cele mai multe, pornesc de aici, de la o privire, de la privirea Domnului, care este scrutătoare, dar nu este cea a unui judecător care vrea să te vedească în păcatul tău, pur și simplu, în fața celorlalți. Evanghelistul Luca ne spune că protagonistul, personajul principal, Zaheu, acest vameș, ticălos notoriu, și el însuși va recunoaște asta. Deci nu e nevoie să-l acuzăm noi. Pentru că așa e când te întâlnești cu privirea dragostei. N-ai nevoie să te cosmetizezi, n-ai nevoie să te ascunzi. Pentru că te simți în siguranță. Când stai față în față cu dragostea, strigi în gura mare tot păcatul tău. Nu e un pericol. Despre el, evanghelistul Luca ne spune că, auzind că Iisus trece prin orașul său, prin Ierihon, s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă. Și noi căutăm privirea celorlalți. Sigur că, în general, căutăm privirea celorlalți care să ne confirme și să ne împuternicească, să ne așeze prin un anumit loc, un anumit loc prestigios. Dar în sensul acesta era vorba de altceva. El căuta să-l vadă pe Iisus, dar mai ales căuta ca Iisus să-l vadă pe el, nu? Dar și despre Domnul ne spune evanghelistul Luca, e tare frumos, că privind în sus l-a văzut. Era privirea lui. Paradoxal, dacă este să ne gândim la timpul celor două priviri, voi exprima cu toată siguranța că nu Zaheu l-a privit prima dată pe Domnul, ci Domnul l-a privit prima dată pe Zaheu. Pentru că Domnul este Cel care ne privește necontenit. El așteaptă doar ca privirea Lui să se întâlnească cu privirea noastră. Pentru că nu face nimic cu deasila. Nu vrea să intre în casa noastră, în viața noastră, forțând lucrurile. Libertatea e cel mai mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu și vedeți care stă la baza mântuirii. Niciun act făcut în afară de libertate nu are valoare veșnică. Așadar, Zaheu acesta, curios din fire, a depășit și greutățile care stăteau în cale ca să facă lucrul acesta, nu? Care erau greutățile? Era mic de statură? Aceste indicații trimițând și înspre o micime sufletească, evident. Apoi, mai era foarte multă rușine, pentru că el era o personalitate publică, ce e drept, nu iubită. Dar era o personalitate publică și uneori instituția îți spală fața, pentru că ai putere, fiind reprezentantul unei instituții. A depășit și rușinea de a se urca, de a face un gest. Și să fac doar o paranteză, gândiți-vă cum un ministru mare de pildă ar face un gest de genul acesta. Cred că toată lumea ar râde de el, nu? S-ar vulnerabiliza grozav. Și apoi mai era și mulțimea. Mulțimea care noi știm cum reacționează în general, nu? Nu l-a interesat, s-a urcat acolo. S-a urcat acolo și acum Domnul îl privește.
să fim atenți, de jos în sus, pentru că Domnul așa privește. Când iubești pe cineva, nu privești de sus în jos, privești numai de jos în sus, pentru ca să-i dai curaj celuilalt, pentru ca să îl faci să mărturisească, să-l faci să cuprindă dragostea ta și să fie atent la privirea cu care îți însoțești gestul. Hristos privește de sus în jos numai când întinde mâna ca să te ridici, altfel El este tot timpul de jos în sus. El s-a smerit, toată viața s-a smerit în fața omului pe care l-a creat cu mâna Lui. S-a smerit. S-a smerit pentru ca să-L câștige pe om. Singură dragostea poate să facă ceva în această lume. Și fac această paranteză. Ne-am dorit și noi cei din biserică să-i schimbăm și pe ceilalți. Sigur, să ne schimbăm noi mai întâi. Dar oricum, să-i determinăm și pe ceilalți să facă pași înspre apropierea de Domnul. Dar de cele mai multe ori noi venim în varianta aceasta să învățăm ce să facă și cum ar trebui să se întâmple lucrurile într-un mod uneori agresiv, umilindu-i chiar, judecându-i, vădindu-i în păcatele lor, și în familie, și între prieteni, și între cunoscuți. Noi zicem sigur pentru că le-am dorit binele, dar dacă experimentăm de atâtea ori că ceea ce îi spune soția soțului, ceea ce îi spune soțul soției sau părinții copiilor nu funcționează în varianta aceasta, înseamnă că ceva nu e bine. Înseamnă că nu asta este calea. Chiar dacă ne-am dorit să iasă bine, nu este asta calea. Nu umilind pe celălalt în păcatul lui, nu judecându-l, nu vădindu-l, nu arătându-l cu degetul, ci pur și simplu privindu-l, pentru că dacă îl privim cu dragoste și asumând păcatul său, atunci El însuși va fi Cel care își va recunoaște greșeala și va porni pe acest drum al schimbării. O privire primă de dragoste înseamnă începutul convertirii, începutul unei căi noi, dar nu pentru că noi îi arătăm că nu stau lucrurile bine. Facem mereu lucrul acesta. Fac o paranteză exemplificând. Zilele trecute am parcurs o carte și probabil că și dumneavoastră unii ați parcurs-o sau o să o parcurgeți. Un clujean de-al nostru care a trăit momente grele, 8 ani de închisoare în Orient, în China. Și își aduce aminte de un moment de excepție, de pe vremea când era în Statele Unite ale Americii și lucra într-un centru social, patronat de un episcop, condus de un episcop, Calistos. Și acel episcop l-a ținut în palmele sale, în tot acel răstimp lucrând acolo, nu doar financiar, ci părintește. I-a dat pe mâna sa tot ceea ce presupunea acel centru social de vârstnici, având totală încredere și un moment de restriște. Îl cheamă în birou la el și acolo în birou, pe birou, era un bol în care se adunaseră câțiva bănuți, așa cum se întâmplă și în biserică în general, cutia milei pentru centru. Era și un paraclis acolo. Și erau banii la vedere. Și la un moment dat, când episcopul s-a întors cu spatele, ispita, tânărul care îl iubea de altfel pe episcop, pentru că îl încredințase cu atât de mult, dar era un moment de neliniște, un moment de ispită, de tentație, și-a văzut o bancnotă de $20 și-a băgat-o în buzunar. Și-a plecat din biroul episcopului. Și la puțină vreme, câteva minute poate sau secunde, a auzit glasul aspru al episcopului strigându-l pe nume. Și și-a imaginat că acum este sfârșitul. Și-a dat seama episcopul, pentru că era o singură bancnotă de $20 în bancnotele cele mici care erau acolo. Și-a dat seama episcopul, nu numai că mă va da afară, mă va reclama la școala în care eram și, bineînțeles, aici se întâmplă finalul etapei mele în această perioadă, cu 3 luni înainte de absolvirea facultății. Și când s-a întors, episcopul s-a uitat la el și asta și-aduce aminte de privirea lui și a zis: Marius, am vrut doar atât, să-ți dau niște prescură care a rămas de la liturghia de dimineață. Și 8 ani de zile și-a adus aminte, fiind în temnița din China, și-a adus aminte de privirea episcopului și de cuvântul său. Și l-a ținut în viață. Și a fost resursă, resursă de putere și de a rezista în tot acest răstimp. Și acum ajung la partea finală și voi trage concluziile.
În cazul lui Zaheu, privirea lui Iisus a fost definitivă și definitorie, pentru că s-a coborât la solicitarea Domnului din acel sicomor și l-a primit în casa lui pe cel pe care îl aștepta inima lui, chiar și fără să știe. Pe Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Și ca într-o nebunie, și putem să facem această experiență și aș vrea să o asociați și dumneavoastră propriei vieți, în ce condiții am putea să zicem, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, că e mare, că e mică, că e puțină, că e multă. Trebuie să fi simțit ceva deosebit în privirea Domnului, să fii în stare să zică jumătate din averea mea o dau săracilor. Ba mai mult, zice, dacă cumva în perioada în care m-am exersat în acest serviciu, am greșit, voi întoarce împătrit, 400%. Era definitivă schimbarea pentru el. De ce? Zic, pentru că l-a văzut pe Domnul într-un fel anume, sau mai degrabă, Domnul l-a văzut pe el într-un fel anume, l-a privit dragostea, a stat față în față cu dragostea. Și când stai față în față cu dragostea, îți schimbi și tu viața, și schimbarea vieții se vede și în plan social. Și fac această paranteză, nu pur și simplu măsuri sociale, ci schimbarea inimii care generează și schimbări sociale. Alminteri, schimbările sociale n-au consistență, n-au fost atât de multe reforme de cursul istoriei care se facă pe oameni, așa, așa, ideologii, sisteme politice de tot felul. N-au fost multe de cursul timpului și nu s-a întâmplat mare lucru. Schimbarea inimii prin această întâlnire, prin această înfățișare, cu privirea dulce, privirea dragostei a lui Hristos, face ca lucrurile să se schimbe în viața noastră și apoi schimbarea să se întâmple și în plan social. Și aici cred că este cheia de înțelegere a Evangheliei de astăzi. Îl privim pe Domnul, aici este partea noastră, dar mai ales Domnul ne privește pe noi. Și dacă ne privește pe noi, ne schimbă inima. Și dacă ne schimbă inima, îi privim și noi altfel pe ceilalți. Nu doar ca surse de bine și de venit pentru noi, ci ca surse de viață, ca surse de bucurie, ca surse de dragoste. Îl privim pe Hristos, ne lăsăm priviți de Hristos și avem această nădejde, chiar de astăzi, viața noastră se poate schimba în sensul acesta. Hristos vrea să vină și în casa noastră, Hristos vrea să vină și în orașul nostru, Hristos vrea să vină mai ales în inima noastră. Amin.